Bună seara, bună seara, stimați telespectatori, stimați privitori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc. Iată-ne la brandul meu de emisiune, Firicel cu dor de cântec românesc, o emisiune realizată și prezentată de ideu de Gheorghe Luca, în fiecare sâmbătă seară, așa cum v-am obișnuit pe dumneavoastră și m-am obișnuit să vin în casele dumneavoastră și sincer v-am și mă repet prin repetare, mi se pare săptămâna de vreo 7 zile și o zi sau de 8 zile și o zi, nu știu, dar cred că tot de 7 zile este, dar mi se pare mie mult până ajung iarăși cu dumneavoastră în fiecare sâmbătă. Așa cum v-am obișnuit, muzică bună, muzică frumoasă, interpreți îndrăgiți pentru dumneavoastră, așa va fi și în această seară și de ce nu vreau să vin cu o mică paranteză. Toți cântăm, noi toți suntem artiști, ne numim artiști, dar pasiunea de cântec este de mic copil la noi, este nativă, stimații telespectatori. Așa că și la invitata mea din această seară este ceva foarte nativ, dar numai că mai târziu s-a apucat și ea să cânte. Și cântă bine, tocmai cântă bine. Asta e curiozitatea mare în discuția care am avut-o în privat cu ea. A descifrat niște probleme care pentru mine totuși au rămas un punct de reper, deoarece să îndrăgești cântecul popular de mic, să te lupți cu viața și la o vârstă de circa și ceva să te apuci de cântat și să cânți și bine, pentru mine a fost o problemă și un ce mare. Așa s-a întâmplat și cu invitata mea din această seară, dar toate acestea îi se datorează, cred că, și soțului ei, domnul Nelu Ceaușu, care este un soț desăvârșit, fac eu o problemă, pentru că o susține, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, o susține pentru cântecul popular și o ajută și e ceva, că la noi ce se întâmplă, la noi, la români, când se însoară un băiat cu o fată și cântă, zice, gata, nu mai cânți. Motivul care l-are el știe, dar domnul Ceaușu, din contră, o susține și îl felicit pe această cale și îi mulțumesc că face așa ceva pentru doamna Teodora Niculae Ceaușu. Bună seara, Teodora, și bine veniți la mine în emisiune. Bună seara, domnul Gigi, bine v-am găsit. Bună seara telespectatorilor Te rog să dumneavoastră lași și... mâinile în pace, da? Mâinile le lași în pace pentru că emoțiile tale sunt la mine, deci tu nu mai ai emoții, da? Nu, nu, Așa, nu. te rog frumos. Dezvoltă. Vă mulțumesc pentru invitație, îi mulțumesc și doamnei Elena Lefescu, prietena dumneavoastră. Prietena mea, nu de conspira nimic. Deci nu de conspira nimic. Ai cunoscut-o pe Elena Lefescu, am înțeles. Da, Bine. și dânsa a vândut pontul la dumneavoastră. Da. Deci, Teodora, ce se întâmplă? Să știi că nu este nimic întâmplător pe lumea asta, toate se leagă între ele și probabil și la timp, mă gândesc eu. Dar timpul rămâne să decidă să vedem cam cum se duce timpul în rezolvarea problemelor noastre profesionale. Și ai venit greu pe drum, ai venit greu, nu? Nu foarte greu. Aglomerație multă, Da, da, da. mare. Da. Da. Ia zi tu, Teo, ca să începem cu începutul noi, cântecul popular, de unde l-ai luat? Unde l-ai învățat tu? Eu sunt din Râmnicu Vâlcea. Da? Acolo am copilărit, acolo am trăit alături de bunicii mei. Acolo am copilărit, acolo am învățat să cânt, Așa da? este. Am cântat până la liceu, am Da? participat la concursuri, Da? am și de la liceu Ai început cariera să te lupți muzicală. cu viața, Așa este. da, și ai uitat de cântec. Da. Da. E, și grație domnului Nelu Ceaușu, care mai mă repet cu dânsul, tu uite că în ziua de azi cânți și nu cânți rău și cânți bine. Asta este toată chestia, înțelesești? Da. Păi, de ce ai învățat să cânți? Cânta cineva tine în familie? Cânta bunica, cânta mama, dar nu cântau așa în casă. Treaba Când... este că ei cântau nativul lor de acolo, de la țară, dădea în foaie verde, mai mai ofof, cum am învățat și eu tot de la mama mea, am învățat și eu să cânt. Deci cântam pentru noi, cântau Da. pentru ei și noi am învățat copiii de la ei. Bine, haide să ne cânti tu nouă în această seară două cântece frumoase care mie mi-au plăcut, mereu cântând prin lume, da? Și știu mândru că mă iubești. Două cântece frumoase, frumoase, despre care eu te mai întreb în funcție de timpul pe care îl avem. Teodora Niculae Ceaușu, pentru dumneavoastră, stimați telespectatori.
azi-mi vin în minte anii mândrei tinereții. Cât ne-am iubit, neicuță, și-am avut suflete mari, dar n-am fost împreună, c-am fost două pietre tari. Fugeam de tine, eram mică, tu erai o măsurat, de gura lumii mi-era frică, dar nici azi nu te-am uitat. Fugeam de tine, eram mică, tu erai o măsurat, de gura lumii mi-era frică, dar nici azi nu te-am uitat. Chiar dacă eu de tine n-am avut în viață parte, în a mea inimioară tu ai un locșor aparte. Și ai fost pentru mine ca o rază de speranță, ești cel mai frumos lucru ce mi s-a întâmplat în viață. Dar nici acum nu știu ce soartă o fi avut amândoi, și poate nu știi niciodată ce s-a întâmplat cu noi. Dar nici acum nu știu ce soartă o fi avut amândoi, și poate nu știi niciodată ce s-a întâmplat cu noi. Azi tu ești om cu stare, ai nevastă și copii, eu singură prin lume, cu dorul tău mă mângâi. Dar după ani de zile, ce să-i facem inimii? Tot ne strângem în brațe și plângem ca doi copii. Știu că ai de toate, ai avere, însă nu ești fericit. Atât aș vrea să știi, micuță, că eu prea mult te-am iubit. Eu te-am iubit ca nimeni alta, din inimii mi-a arăt cu foc. Dar vinovată este soarta, că noi n-am avut noroc. Să stau cu lor, mamă, și să-i minu are rost.
și mă rog să-ți fie bine. Mă gândesc și zi și noapte cum ar fi să fiu cu tine. Când am inima de piatră și mă rog să-ți fie bine. Mă gândesc la ei mei copii, cum vin să mă despar. Aș vrea cu mine să fii, dar nu pot, sunt însurat. Mă gândesc la ei mei copii, cum vin să mă despar. Aș vrea cu mine să fii, dar nu pot, sunt însurat. Îmi rup inima în șapte și fără tine mi-e greu. Ne vedem doar când se poate, sufer cum sufăr și eu. Îmi rup inima în șapte și fără tine mi-e greu. Ne vedem doar când se poate, sufer cum sufăr și eu. Sigur că da, a fost Teodora Nicolae Ceaușu, deci stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, în această seară mai îmi crește și mie inima puțin, mi-a crescut în fiecare emisiune, dar în această seară am muzică din Oltenia, muzică frumoasă, după cum observară la Teodora, de asta vreau ca toată emisiunea în această seară să vă dedic dumneavoastră, stimați telespectatori și mai ales fanilor emisiunii mele de aici, de la LTV Litoral și, de ce nu, fanilor mei care mă îndrăgesc, cum este doamna Maria și Marin Brabete din Constanța, care nu scapă emisiune pe unde exist eu, Gheorghe Luca, să nu mă urmărească și mai ales acum la Firicel cu dor de cântec românești la invitații mei. De asemenea, avem sărbătoriți în această seară, acolo la Vișeul de Sus ne privește de la Maramureș, doamna Marincată Eugenia Pompilia, care este fericitată și urată de la mulți ani de fetele ei, Măriuța și Raluca, de nepoții ei, Vlad Ștefan și de Ramona Adelina și Mihaela Raluca și multă, multă sănătate, zicem și noi, Maricate Eugenia Pompilia. De asemenea, în Italia ne urmărește o Măriuță Broscăreanu și alei băiat Eduard George, care se uită la noi. Și apoi la Eforie Sud, aici avem o Emilie care ascultă în această seară și în Napoli, la fel, ne ascultă o Floricică de la Târgoviște, care e plecată pe acolo la muncă. Așa că toată emisiunea în această seară este pentru dumneavoastră voastră și pentru tine, Monica Nicoleta, care te ocupi în această seară de emisiunea mea și să mei oaspeții, invitații mei, să-mi pui acolo pe Litoral TV, cum știi tu, să apară pe acel document plin de nebunie numit internet. Așa că, Teodora, cum este? Place la mine în emisiune? Îmi place. Și doare cu... ceva? Nu. Deci totul e ok, nu? Da, da, cu siguranță voi mai veni dacă mă invitați. Nu se discute, nu se pune problema asta. Important este că ale tale cântece sunt cântece de viață, cântece trăite și de ce nu sunt și interpretate bine și dau bine la telespectatorii noștri și la omul care iubește cântecul popular românesc. Dar totuși problema ta de viață este oarecum, nu știu, ai început să cânti când? În urmă cu 3 luni. Ce tare! Stimați telespectatori, v-am spus eu că e tare, Teodora. Deci în urmă cu 3 luni. Deci are niște ani, circa și ceva, și în urmă cu 3 luni s-a apucat să cânti. Și de ce te-ai apucat să cânti? Mi-am cam pus restul problemelor la locurile lor. Corect. Și am zis că e și timpul cântecului, e și timpul meu. Corect. Până acum m-am dedicat altora, copiilor. Inițiativa cine a avut-o cel mai tare? Soțul meu. Deci zisei pe dreptate ce zisei. Da. Așa, da, este. Și unde ai făcut materialul ăsta? Că sună bine. Orchestrația este făcută de maestru Nicu Crețu. Cu Maria Tănase de la Craiova. Da. Așa. Versurile sunt făcute de Rozica Petra, tot de la Craiova. Salutăm și pe ea, da. Da. Te-ai băgat în inima Oltenia acolo. Dacă vii la Oltenia, normal că trebuia să faci tot în Oltenia. Așa este. Dar pe parcurs, dacă te-ai apucat de cântec, probabil că mai culegi, mai faci și tu și uite așa te scoți cu un repertoriu bogat și așa tu ai un repertoriu de începutul tău de 3 luni, l-ai bine, l-ai bun și bun și bun. Dar este bine și activitatea ta, nu cea
profesional, asta cu muzica, cum o desfășori? Pe unde desfășori? Cum o duci? Pe unde o duci? Recent am înființat o fundație, se numește Omenie și Folclor și ne ocupăm de formarea tinerelor talente, da, de copii care nu au posibilități să cânte, dar sunt talentați. Frumos. Și când ai pus chestia asta de omenie, la ce ai luat în calcul? Ce înțelegi să ai dus să-i dai la omenia asta? Ce înțelegi tu prin ea? Cam ce ai vrea să înțeleagă alții din ea? Eu am vrut să transmit tuturor oamenilor să fie mai buni, să fie îngăduitori și cei care au posibilitatea să-i ajute pe cei care vor să facă ceva și nu au posibilitate în viață. Asta am vrut să transmit. Da. Și ai reușit cât de cât? Da, am reușit. Am organizat un spectacol de Ziua Copilului. L-am organizat în județul Ilfov, unde sunt și director la protecția copilului la un centru de plasament. În incinta clădirii, unde am centru de plasament, este și un azil de bătrâni și acest spectacol l-am dedicat bunicilor și nepoților. Așa s-a și numit, Bunici și Nepoți Împreună. Au participat peste 25 de soliști consacrați și am fost foarte mulțumită și am văzut că oamenii mai au suflet. Da, sunt deschiși, pentru că noi artiști în general, acum făcând parte și tu din categoria noastră, suntem sensibili, începând de la suflet până la tot ceea ce ne înconjoară, pentru că, pe lângă faptul că suntem sensibili, noi, cântători și de muzică populară, dacă am luat cântecul de pe prispa casei, poate am luat unii dintre noi, unii reține, Teodora, unii dintre noi au luat și păi a 7 ani de acasă bine și contează foarte mult aia 7 ani de acasă, pleci cu ei în viață. Așa este. Da. Da, mă, Teodora, haideți să cântăm și acum Mi-e sufletul făcut scrum, o melodie frumoasă despre care o să te mai întreb ceva după ce ni-l cânți, da? Da, chiar vreau să vă spun multe lucruri despre acest cântec, dar bine, întâi îl voi cânta. Teodora Nicolae Ceaușu. Și acum ale mamii dragi cuvinte. Tu să iei aminte, fată, ai pornit pe-al vieții drum, măi. Să fii om cu lumea toată, că știu că ai suflet bun, măi. Peste mine au trecut anii, am pot copila mami, azi de grijă să-ți mai port, măi. Ești în anii tinereții, în Dumnezeu ai speranță. Când ți-o fi lumea mai dragă, necazul o să te încerce. Șterge-ți lacrima din barbă, cu orice val cavalul trece. Șterge-ți lacrimile grele, roagă-te de sănătate. Dumnezeu îți dă putere să poți merge mai departe.
dacă mă gândesc apoi ce mi-a spus e lucru sfânt, că s-a luptat pentru noi și cu morile de vânt. Nu-i părea rău niciodată că-i trec anii tinereții, că așa-i mama adevărată, te apără cu prețul vieții. Mai târziu am înțeles că vorba viața a mers și că viața-i ca o luptă. Poate mulți nu ne dăm seama când avem mamele în viață, cât de sfântă este mama și cât face o povață. Da, este și există pentru că este aici la mine la Firicel cu dor de cântec românesc Teodora Nicolae Ceaușu. Te rog frumos, în 30 de secunde, zi-mi cântarea asta, de unde e pornită și cum e pornită? Acest cântec a fost început de mine pentru mama mea înainte să moară și l-am definitivat cu Rozica Petra, dar da, din păcate mama mea n-a mai apucat să-l asculte. Dar sunt sigură că de acolo de sus ne privește și ne ascultă cu mare drag. Am și o surpriză pentru tine mai târziu. Dar tu ești cu sufletul împăcat pentru că ai făcut acest cântec. Destul de sensibil, nu? Da. Te simți ușurată, sufletește. Da, am făcut și un videoclip. L-am luat, nu l-am prezentat la nicio televiziune. Pe parcurs în vom da. Da. Și textul ai făcut tu cu mintea ta, cu tot și până l-ai verificat cu... Da. Stimați telespectatori și privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, v-am spus, noi artiștii suntem sensibili până în măduva oaselor, nu mai vorbim de suflet, sufletul care îl avem în noi. Și încă o dată mă repet, unii din noi, nu toți, că mai sunt, că vorba aceea, știți noastră, pădure fără uscături nu există. Dar dacă dumneavoastră îmi dați mie dreptate și îmi dai și tu te o mie dreptate și stai mai lejer, mai stai cu emoții pe tine, deci dreptate avem și luăm și puțină publicitate aici la LTV Litoral, că se merită publicitate copiii. Este și există! Teodora Nicolae Ceaușu aici la Firicel cu dor de cântec românesc, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular. Vreau să vă spun că toate emoțiile fugiră de pe ea, că mai dedu de un oltean aici așa și cu ea și cum ieți făcură trei olteni aici așa, că nu mai poate de drag, mui la ea, că da mâinile tot, mai are treaba ea cu mâinile acolo, dar nicio problemă. Haideți să salut și familia Modruș din Năvodari, pe doamna Steluța, domnul Marcel, pe Leo Mezinu familie și cea mai mândiță, cea mai eleva mea care cântă și într-un fel așa și va fi cel mai reușit produs artistic al meu, Mădălina Modruși, salut și pe ei și multă, multă sănătate copilași de aici, de la LTV Năvodari, LTV Litoral, LTV România. Așa că, Teodora, văd că scăpași de emoțiile alea care le aveai la început. Uite, avem aici o floare albă de bujor. Dar de ce ai zis tu floare albă de bujor? N-ai zis tu floare roșie de bujor? Că mie îmi plac bujorii roșii. Mi s-a părut mai pură culoarea albă. Deci rămâia ancorată exact acolo, plecat de la omenia aia, în sinceritatea și în albul ăla, imaculat și în toată chestia asta de credință, alb. Da. Corect. Bine, hai cântă-ne floarea albă de bujor și pe urmă te mai întreb câte ceva. Și mai greu și mai ușor, măi. Prea tăine-mi ora mea, poveni și prea
câte rele a tras ea mai. Câte rele a tras ea pentru gura lui Neica mai. Dragă inimioara mea, o veni și vremea ta mai. O veni și vremea ta când nu te-ai mai supăra mai. Tot în zi dunană și-o vadă, că vine neica de seară. Dar neicuța nu mai vine, poate-i supărat pe mine. Vreata inimioara mea, o veni și vremea ta mai. O veni și vremea ta, când o doi mai supăra mai. Neica e supărat, ori drumul nu fi încurcat mai. Poate calea rătăcit, ori pe alta și-a găsit mai. Dragă inimioara mea, o veni și vremea ta mai. O veni și vremea ta, când nu te-ai mai supăra mai. Da, rabdă inimioara mea că veni și vremea ta când eu nu te voi mai supăra, zise ea Teodora Nicolae Ceaușu, stimații privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc. Teodora, ce vrei să spui tu cu inimioara ta că nu mai superi, că ți-ai pus în gând ceva, ce anume, că prea cu foc, zise și acolo? Da. Mi-am pus un gând să-mi fac puțină ordine în viață. Așa. Și să te dăruiești mai mult cântecului popular românesc. Așa este, pe care da. Pe care îl duci cu cinste înainte, să știi. Eu mă anticipez pentru tine pentru că, îți spusei, la sprijinul care l-ai tu în casă pentru cântecul popular românesc, cu siguranță tu vei merge bine pe drumul cântecului popular românesc. Asta mă anticipez eu în locul tău. Înțelesești? Așa că te încurajai. Vă mulțumesc pentru încurajare. Așa. Spectacole, te întrebai, ai făcut așa, cu artiști mari, în afară de prietena noastră comună, Elena Lefescu, ai mai fost cu cineva? Da, am cântat în multe emisiuni, la mai multe televiziuni. Uh-huh. Dar spectacole din astea, cu Măi Măi Ofof, ai fost și tu, campania asta cu oamenii ăștia, cu politicieni, ai fost și tu, ai cântat Măi Măi Ofof, nu. Te-ai umplut de bani, nu? Nu, 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 nu te-ai dus. Nici eu n-am fost. Dar mă duc data viitoare. Corect. Zi-mi tu ceva mie, un proiect pentru viitor, așa pus, în afară de faptul că îți pusești în gând să nu mai superi inima și îți pusești în gând să-ți faci ordine, ce mai ai tu un gând să mai faci pentru viitor? Să mă implic mai mult în muzică și da? Să mă dedic din... Și să faci repertoriu mare, da. Mare și să-l cânti frumos. Să mai iei și cântecul de petrece, că cu siguranță ai să-l duci bine, mă anticipești la asta, pentru că ai stof, ai material de a da omului acolo și-i păcat. Și-i păcat. Da, mă, Teodora, dar uite că îți vorbeam eu ție mai adineaurea de surpriza pe care ți-o dăruiesc eu ție și telespectatorilor noștri și privitorilor noștri și iubitorilor noștri de frumos și cântec popular românesc, și o salut și pe
doamna Rusu din Constanța, o doamnă care la fel se uită mereu, mereu și are numai vreo 60 de ani și 10 ani, vreo 70 de ani, mulți ani înainte, doamna Rusu, și multă, multă sănătate. Și Gheorghe Luca, în seara aceasta, vă face o surpriză dumneavoastră și tuturor telespectatorilor mei și fanilor mei, dar și lui Teodora, și spun așa: care aveți mame să vă trăiască, iar care n-aveți mame, să ascultați cântecul meu în această seară, care sună bine. Sună bine că e făcut pentru mama mea, care nu mai este, și când mama pleacă dintre noi, se rupe ceva din noi, exact așa cum se rupe sufletul din om. Așa că eu pentru dumneavoastră în această seară am să cânt două cântece frumoase. Când greul vieții mă ajunge, un cântec frumos care mi-e drag, care este pe albumul meu ce apare pe piață de la Spiros Galați, o să apară luna asta, cred că apare una viitoare, nu știu, și omul îți trece viața. Așa că, Gheorghe Luca, în seara asta cântă pentru dumneavoastră două cântece frumoase, vă spusei, surpriza e pentru Teodora cu mamă, așa, când greul vieții mă ajunge. Gheorghe Luca cântă pentru dumneavoastră. Greul vieții mă ajunge și inima mi-e plânge, măi, Doamne, mi-e dor de maica, nu mai ia mă în Când greul vieții mă ajunge și inima mi-e plânge, măi, Doamne, mi-e dor de maica, nu mai ia Puneam capul în poala ei și dam drumul lacrimei. Dorul din inima mea, numai mama la lina. Doar o poveste, măi, poate din cer mă privește și de rău ea mă ferește. Dar măicuța nu mai este, a rămas doar o poveste, măi, poate din cer mă privește și de rău ea mă ferește. Îngerul meu păzitor e măicuța așa de tot, mama chiar și după moarte ea ne ajută cu ce poate. Ascultați-a ei pe față, iubiți-o cât este-n viață. Voi copii să luați în seamă ce vă spunea voastră mamă, măi, mă. Ascultați-a ei pe față, iubiți-o cât este-n viață. Când atunci când n-o mai fi, n-aveți la cine mai veni.
strece viața ca și pomului frunza, mă. Vântul bate frunza, pică și nimeni nu mai ridică. Așa și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Degeaba are de toate, dacă n-are sănătate. Așa și omul când pică, toți banii nu-l mai ridică. Degeaba are de toate, dacă n-are sănătate. Omule, viața e scurtă, dar cât poți fă-o plăcută. Trece ca pasărea-n zbor, s-o oprești, n-ai niciun spor, mă. Trece o zi, mai trec vreo două, viața-i ca un strop de rouă. De-aia încearcă cât trăiești, fă-ți viața cum ți-o dorești. Trece o zi, mai trec vreo două, viața-i ca un strop de rouă. De-aia încearcă cât trăiești, fă-ți viața cum ți-o dorești. Nu ai minte de-ncearcă viața cu multe. Viața-i scurtă, drumul-i lung, bătrâneții te ajung, mă. Și când ai îmbătrânite, te-ntrebi pentru ce-ai trăit, mă. Orice-ai vrea și orice-ai face, roata vieții nu se-ntoarce. Și când ai îmbătrânit, te întrebi pentru ce-ai trăit, mă. Orice-ai vrea și orice-ai face, roata vieții nu se-ntoarce. Da, două cântece frumoase, care nu știu cât și cât și dacă vă plăcu, dar eu cred că vă plăcură. Cum fură Teodora? Fură frumoase? Foarte frumoase. Da? Și cel cu mama și celălalt legat de viață. Da? Pentru că, într-adevăr, cei care au foarte mulți bani uită... De sănătate. Uită și de sănătate, uită și de prieteni, uită cam de tot. Da. Dacă au bani, cred că au de toate. Corect. Dar... Deci îmi vorbiști tu mie de că emisiunea este dedicată ție, că tu ești invitata mea. Îmi vorbiști despre proiectele tale pentru viitor. Acolo unde ești tu la, am înțeles, și la... Protecția copilului. Da, la copiii ăștia care sunt ființe nevinovate. Găsești talente pentru cântecul popular? Ai testat? Sunt talente. Da. Sunt talente, dar din păcate nu prea sunt susținuți și noi asta încercăm să facem, să-i susținem, să-i ajutăm să meargă și ei pe drumul muzicii, pentru că este mare păcat dacă un copil are talent să nu-și ducă la îndeplinire visul. Acum, făcând comparație la copilăria ta, la drumul tău în viață, până la circa și trei luni ăștia în urmă care te-ai apucat de cântecul popular, tu vrei să înțelegi copiii ăștia și să încerci să-i ajuți, nu? Așa este. Dacă atunci când eu m-am oprit pe drumul cântecului, cineva ar fi intervenit, cineva m-ar fi ajutat, poate aș fi mers și eu mai departe de atunci, dar n-a avut cine...
greutățile vieții m-au prins cam de mică. Dar nu-i nimic, totul e bine când se termină cu bine. Eu zisei acolo, cât ești tânăr, nu ai minte, viața te încearcă cu multe. Eu zisei încântarea mea acolo și zisei bine. Dacă ai ceva, să aduci mulțumiri cuiva, să faci o dedicație cuiva, te rog frumos, fă-o, că LTV ți-aparține, să spui ceva pentru cei dragi. În primul rând aș vrea să-i dedic emisiunea din această seară soțului meu și să-i mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o aduce în fiecare zi. Aș vrea să mulțumesc tuturor soliștilor care mă susțin pe drumul cântecului, printre care și doamna Elena Lefescu, o doamnă sinceră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, le mulțumesc tuturor și aș vrea să le transmit copiilor din cadrul centrului de plasament, că eu îi iubesc. Și... Da, Teodora este o sensibilă, mai bine nu puneam întrebarea asta pentru că îi lua emoțiile la început și acum au făcut izob, iar cu mâinile acolo, iar freacă mâinile, iar deveni sensibilă, dar nu, Teodora, trebuie să fie curajoasă, trebuie să ai curajul să te lupți cu viața, trebuie să ai curajul să te lupți cu cântecul popular pentru că tu ești acum la început de drum în cântec popular, dar având în vedere că ai și oameni care te țin, care te susțin și, îți va fi cu siguranță bine. Dar cel mai trebuie să ai încredere în tine. Înțelesești? Dacă ai încredere în tine, rezolvi totul. Adică să ai ambiție, să știi ce vrei și să mergi cu siguranță înainte. Așa că... Neică-i zi de sărbătoare, un cântec frumos pe care îl ascultai, că eu n-aduc nimic aici până ascult pe urechile mele, așa că te rog frumos să ne cânti tu nouă, acum cântecul ăsta frumos și lasă că ești o sensibilă, a înțeles publicul și telespectatorii mei că ești o sensibilă, te rog frumos cântă-ne, neică-i zi de sărbătoare, Teodora Nicolae Ceaușu. Neică-i zi de sărbătoare, au dat crângurile-n floare, vino să te primenești, că e horă la Bălcești. La joc lumea e grămadă, scoți-i țoalele din ladă, de-o veni la joc tot satul, ca tine să nu fie altul. Că ești un team bun de gură și iubești peste măsură, și la muncă și la joc, pe oriunde îți faci loc. De când a dat frunza-n pom, Oltenașul nu e om. Dacă nu joacă și cântă, și la clacă și la nuntă. Ești neicuță-n prag și ascultă, lăutarii frumos cântă. Flăcări au trecut Oltețul, au venit din tot județul. Hai să mergem repejor, să luăm sârba la picior. Că ești mândru al naibitui și rup gura târgului. Că ești un team bun de gură și iubești peste măsură, și la muncă și la joc, pe oriunde îți faci loc. De când a dat frunza-n pom, Oltenașul nu e om. Dacă nu joacă și cântă, și la clacă și la nuntă. Uite-te, neică, la mine, că solteancă și-mi stă bine. În costumul de vâlceancă nu e alta să mă-ntreacă. Tu ești mândru și fălos, să luăm sârba frumos. Numai să-mi facem cu deștiuc, că se miră tot Bălceștiul. De când a dat frunza-n pom, Oltenașul nu e om. Dacă nu joacă și cântă, și la clacă și la nuntă. Oltenașii-ți spun de gură și iubesc peste măsură. Mândri sunt oltenii mei și eu mă mândresc cu ei.
Da, sigur că da, oltenii sunt olteni, oltenii sunt iubăreți, oltenii sunt frumoși, oltenii sunt, dar am plăcut chestia aia cu deștul acolo, ăla deștul al nostru e tot dești, așa că te rog frumos. Așa, cu ocazia asta îmi salut și eu nașii mei pe domnul Traian Noti și doamna Uliana, care au fost mulțumiți de invitata mea, de tine, adică și de cele două cântece ale mele, dar și de ale tale foarte frumoase și spune nașa mea Uliana. Ana și cu nașul meu Traian Noti și cu Doru și cu Lăcrămioara, spune nota 10. Eu dădeam 11, dar ei îți dădură 10. Așa că te rog frumușel. Le mulțumesc frumos. Da, Teodora, te simțiști bine la mine în emisiune, mă interesează? Da, m-am simțit foarte bine. Nici nu mă gândeam să nu mă simt bine, atât corect. Că eu am emoții. Da, și ești foarte sensibil. Am înțeles, da. Precum tu știi, în televiziunile astea, timpul este dușmanul nostru. Timpul ne tăvălește, timpul ne zăpăcește, timpul ne îmbătrânește și ca atare trece peste noi. Uite că trece și la noi în emisiune și vreau să-ți mulțumesc pentru acceptat invitația ta să vii la mine în emisiune odată și încă o dată mulțumesc soțului tău, domnul Nelu Ceaușu, pentru susținerea care ți-o face. Și trebuie să-mi promiți în numele lui că veți merge înainte pe drumul cântecului popular cu prioritate. Așa vom face, promit. Și eu promit la rândul meu că data viitoare te voi vrea 2 ore în emisiunea mea cu un repertoriu frumos, frumos și pus la punct. Așa cu mare drag voi veni, vă mulțumesc pentru invitație. M-am simțit foarte bine. Le mulțumesc și spectatorilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră că au fost alături de mine și nașei dumneavoastră pentru încurajare și dumneavoastră. Și n-am decât să vă urez un sfârșit de săptămână plăcut. Dumnezeu să vă ajute să vă călăuzească pașii și apelul meu către oameni să fie mai bun și mai îngăduitor și poate alături de noi, alături de fundație, vom ajuta și copiii care vor să meargă pe drumul cântecului, dar nu au posibilitate. Și să fie oameni, Teodora, da? Așa să fie este. Oameni. Când spune să fie om, ne înțelegem cu totul. Dar Teodora are dreptate, stimații telespectatori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, dar dreptate am și eu că trebuie să luăm o publicitate și după aceea ne întâlnim cu o invitată surpriză. Vă spuse că în seara asta îmi crește inima, că se cântă oltenește, măi, ofof, publicitate copii la LTV. Da, sigur că da, stimații telespectatori și privitorii și iubitori de frumos și cântec popular românesc. Iată-ne în partea a doua de emisiune și iată-ne din nou cu o surpriză de invitată. Dar numai surpriză nu mai e, că o deconspirat de vreo 10 ori până acum. Dar practic este o chestie, pentru că, să vă spun ceva, cânta odată la televizor și zicea cineva, zice: măi, cântă una Călătăreața. Dar eu zic: păi ori cântă la tare, ori cântă Călătăreața. Dar zice: nu, una Călătăreața. Da, zic, știu cine este, Cine credeți că este, stimații telespectatori și iubitori de frumos și cântec popular? Era și este Elena Lefescu Breazu. Este o cântăreață care, după mine, eu pot să spun, cât mă privește și din punctul meu de vedere, e completă. Și ca om, și ca artist, și felul cum dă ea în propoziție și în viață, așa că eu îi zic bună seara, Elena Lefescu Breazu, și bine veniți aici la mine în emisiune. Bună seara, Gigi, bună seara tuturor telespectatorilor, bună seara personalului de aici din studio, care mi-a plăcut foarte mult cum filmează. Sunt niște băieți deosebiți și, ce să spun, am venit de dragul tău la această emisiune pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și, bineînțeles, și de dragul telespectatorilor care mă cunosc de la posturile de radio și știu că sunt iubitor de folclor. Da. Și plus de asta ești o interpretă bună de folclor, Lefiasco. Mulțumesc pentru cele spuse de tine, dar eu mă cunosc. Da, da. Eu știu ce pot și mi se pare corect. Nu m-aș fi lăsat, muzica pentru mine este viața mea. Am înțeles. Având în vedere că nu te trec, totuși nu pot ierta să nu te trec prin întrebările de foc, că tu de unde ai luat cântecul popular? Că vreau să știu și eu, că nu știu multe despre chestia asta. De unde vii tu cu cântecul popular?
Este nu știu câta oară când spun treaba asta, eu sunt din Roșorii de Vede, da. Este adevărat, eu cânt foarte multe piese de ale Mariei Lătărețu și de foarte multe ori sunt confundată cu vocea Mariei Lătărețu, însă eu la vârsta de 16 ani am fost în turneu cu Maria Lătărețu printr-un concurs câștigat la județ la mine de unde vin de acolo, la Dialog la Distanță. Da, existau acele concursuri, dialoguri la distanță, da, 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 da. Și ai plecat de mică de acasă cu cântec popular după tine? Da, am plecat de acasă la vârsta de 15 ani, am terminat liceul în București, am făcut școala populară de artă și să știi că abordez toate genurile de muzică, inclusiv romanțe și cântece de petrecere, tangouri, tot ce vrei când bine. Mă laud da, singur acum. Dar specialitatea ta este cântecul popular românesc. Da, așa este. Specialitatea mea este cântecul popular românesc, în special zona Olteniei, să spun așa, deși am piese înregistrate în radio și cântece de ale mele personale pe care le-am imprimat în 1970. Da. Tu ai lucrat cu orchestre bune, nu? Foarte bune, da, așa este. Ai avut parte de colegi artiști buni. Exact. Model l-ai avut cu tine, pentru că l-ai luat modelul, tu l-ai luat atunci când ai câștigat acel concurs prin Dialogul la Distanță, ai luat model Maria Lătărețu. Da, eu ascultam de mică, să știi, piesele Mariei Lătărețu, eu când la vârsta de 7 ani. Dar dacă nu ai harul de la Dumnezeu, nu poți să faci ceea ce vrei. Deci, într-un cuvânt, ești nativă, Elena da, Refescu. Așa este. Ești nativă. Cine a cântat la tine în familie? Tatăl meu a fost cârciumar și totdeauna am cântat de când eram mică. Cele mai frumoase cântece care se cântau pe vremea aceea, Bulgăraș de gheață rece și multe, multe. Păi normal că dacă era cârciumar, punea da. Gheața acolo să mai răcească băutura, când da, corect, da, 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 da. Refescu, haideți să intrăm cu cântec. Ne cânți nouă două cântece frumoase tu, un salcâmul de la drumul vreau să ne-l cânți tu și ea mai cântă din vioară, măi măi ofof, da? Da, cu mare plăcere și le așa. Cânt în inimă și am spus, sunt preluate de la Maria Lătărețu cu aprobarea Mariei Lătărețu înainte de a muri. Ca un fel de testament a fost. Exact, exact. Mi se pare așa corect. Stimați telespectatori, Elena Refescu, Breazul pentru dumneavoastră. Salcâmule de la drum, te-aștă ea, dar nu mă-nduri. Te-aștă ea, dar nu mă-nduri. Te-aștă ea de la jumate. Dar mi-ai fost chiar ca și un frate. În jos mi-ai fost de mare folos, că de la umbrița ta am învățat a cânta, că la umbrulița ta punea masa măicuța. Salcâmule mai umbrit,
copil mic, am crescut la umbra ta și nu te mai pot tăia. Sal câmpule pom frumos, mi-ai fost de mare folos. Ia mai cântă din dincoară verde sălcioară, cam un foc la inimioară verde sălcioară. Ia mai zi și pe subțire verde mărăcină, cam ajuns în dor de tine verde mărăcină. Cântăm și pe coarda groasă verde s-a mulastră, că-m ajuns dor de acasă verde s-a mulastră. Ia mai zi și pe burtui verde trei lămâi, cam o vorbă să-ți o spui verde trei lămâi. Iubește-mă dacă-ți plac frunză de pe lac, dacă un simplă nu-ți fac frunză de pe lac. Căsile gândă-ți făceam verde magheran, eram mică, nu știam verde magheran, dar acum făcut mare verde de cicoare, mă iubește oricare verde de cicoare. Da, stimați telespectatori, a fost Elena Lefescu Breazu aici în Firicel cu dor de cântec românesc, aici la LTV Năvodari, LTV Litoral sau LTV România. Lefescu, nu s-a întâmplat nimic, s-a întâmplat o întâmplare pentru că făcuși puțină liniște în platou, liniște și așa era, dar zise eu așa să fiu mai nuanțat puțin așa, dar uimește-mă tu pe mine printr-un răspuns la care te întreb pe tine și spune-mi tu mie, Salcâmulei de la drum este cântecul lui Maria Lătărețu. Exact, este cântecul Mariei Lătărețu, deci eu l-am ascultat la Maria Lătărețu atunci când aveam 20 și ceva de ani. Deci, nu știu, mai spun anul acum când este, deci acest cântec îl am de la Maria Lătărețu. Am înțeles. Spre rușine al meu, vorba turcului, spre rușine al meu, eu ziceam că e al Marinică Iordache. Nu, Marinică Iordache l-a preluat de la Maria Lătărețu și îl cântă în gen dobrogean. Lefescu, ai un nativ lătăreața în tine. Da, așa da. Este. Am și cântat, te felicit. Am cântat și nunți cu Maria Lătărețu, deci Maria Lătărețu mi-a spus în felul următor. Ea vorbea cu măi. Măi, da. Mamă, tu ai să ajungi o mare artistă. Da. N-am ajuns o mare artistă, dar îmi place dar să... Dar prin modestie ești o artistă. Da. Corect. Față de alți artiști care sunt artiști, tu ești chiar o artistă. Da? Mulțumesc. Haideți să dedicăm această emisiune cu tine, Lefescu, lui Marincata Eugenia Pompilia, acolo la Târgu Mureș, acolo la Vișeul de Sus, acolo, în Maramureș, acolo. Și să zicem la mulți ani, să trăiască, să trăiești, Marincato, mulți ani fericiți și sănătate multe și scânte Lefescu în seara asta, adică Elena Lefescu Breazu și pentru toți telespectatorii mei din această seară. Cu mare plăcere și aș vrea, Gigi, pentru că nu mai am timp să vin la tine până la sfârșitul lunii și se apropie Sfântul Petre și Pavel și am să transmit și eu tuturor celor care poartă acest nume minunat și tuturor celor care mă iubesc. Da, mi se pare corect.
Refeasco, tu m-am încurcat și pe mine în seara asta, că nu știu de ce întrebări să mă apuc eu cu tine, nu ca să te încurc, să fac vorbe cu tine, dar chestia este că artiștii care tu te-ai perindat pe lângă ei, printre ei, cam care ar fi așa? Păi ce să spun așa, pentru că am cântat cu toți interpreții valoroși, printre care unii nu mai sunt. De exemplu, am cântat și cu Ion Dolănescu, am cântat și cu Maria Petre Pedescu, am cântat și cu Maria Pietraru, deci spun Ion Luican, toți interpreții buni, valoroși de muzică populară și mi-au fost dragi și cu Tita Bărbulescu, care și acum eu colaborez cu Tita Da, Bărbulescu. da. Am fost plecată în foarte multe țări, am colaborat, așa cum știi și tu, cu foarte multe formații de muzică populară. Ion Albeșteanu, Paraschiv Oprea, Marin Ghiocel. Am avut ocazie să cânt, să prind pe vremea aceea când eram și cu cel de la Radu Voine, Voinescu. Am Radu cântat Voinescu, direct da. la televiziunea română când aveam 17 ani, că se cânta în direct pe Molière. Da. Deci toți interpreții, Ileana Sărăroiu, ce să-ți mai spun, Maria Lătărețu, am spus, Am deci... înțeles. Noua generație de soliști care cu siguranță i-ai întâlnit în calea ta, te-ai intersectat cu ei în spectacole și ce părere ai despre ei? Să știi că sunt foarte mulți soliști, în special, vorbesc și de olteni și ardeleni și moldoveni, care au calități vocale, adică interpreți foarte buni, dar sunt și foarte mulți care, nu știu cum să spun, nu știe ce cântă, nu Sau știe ce vrea. că n-ar avea ce căuta prin folclor românesc. Este adevărat, dar vezi tu acum că Tu nu vrei să zici. e rușinos să spui treaba asta, banul contează în ziua de Primează, banul astăzi. primează. Da. Așa cum am ascultat astăzi la Steluța, pe Mădălina, Pe Mândița, pe cea mai mândiță. Mândița Este și... viitorul produs artistic al meu. Nu mă Așa, las cunosc eu am cum vreau ascultat-o eu. astăzi și vreau să spun că va ajunge, așa cum mie mi-a spus Maria Lătărețu, că voi ajunge o mare artistă și eu am bază pe această fată pentru că am ascultat-o astăzi și mi-a plăcut foarte mult cum cântă. Da, Elena Refescu Brazu, dar totul se face prin muncă. Este adevărat, Trebuie trebuie să să muncești muncești. foarte mult, dar acum se muncește foarte puțin pentru că vezi, a apărut aparatura asta, cum să spun așa, care se face din butoane vocea. Uite, acum ai ascultat-o, că eu am adus-o pe această fată care a fost astăzi aici la tine în misiune, Teodora Nicolae Ceaușu. Eu am Deci nimic nu e insistat. întâmplător, nimic nu e întâmplător, Și știi Elena că am insistat Refescu. la Da, tine și tu mi-ai știu, spus, știu. nu știu, dacă eu ți-am spus, dacă eu Am vin avut cu încredere în cineva, cuvântul tău, am avut exact. încredere în cuvântul tău. Și spun că eu îi voi ajuta să muncească foarte mult și vă spun că data viitoare va veni cu un repertoriu mult mai frumos Da. și va cânta mult mai bine. Da. Și așa ea Cântă cântă bine, dar bine. este emotivă, este Are și, emoție și sensibilă, soțul este. ei totdeauna este alături de ea și zice, hai să mergem, Mare, hai să mare mergem. lucru, Lefeascu, Da? mare lucru. Mare lucru spun pentru că multe fete și de generația noastră și când se mărită, le taie creaca sotul de sub picior, că nu mai Nu e cânta. adevărat, eu m-am impus și am spus așa, dacă nu Nu, mă las să cânt, cazul fericit, te las eu pe tine. dacă Da, i-a corect. spus soțul, dacă nu mă las să cânt, Da. te las eu pe tine. Mi se Și pare corect. Mi atunci se n-am pare avut corect. discuții în familie. Dar tu ai observat în exodul ăsta de soliști, înainte de evenimente și după evenimente, cam ce comparație ai putea să faci tu? Nu știu la ce te referi, Mă refer fiind la prea faptul explicit. că, mă refer la faptul că înainte de evenimente, adică acea revoluție, care eu nu o numesc revoluție, că nu știu din A, pe astea, asta nu știam. Am așa, zis că sunt da, evenimente de astea, de petrecere. nu, de evenimente, zic eu, acea revoluție, până Da. atunci și după. Deci înainte, deci până în Revoluție, ca să fiu mai explicită și să înțeleagă românii, să înțeleagă lumea, deci nu putea să intre la radio să cânte orice solist. Da? Se trecea prin comisii foarte, foarte grele Da? și se cânta live. Eu și la ora actuală mă simt foarte Și bine atunci când televiziunea cânt live. română, ce făcea televiziunea română? Televiziunea română nu dădea voie dacă nu aveai o imprimare, dacă nu aveai calități vocale și atunci se cânta în direct. Da. Corect. Adică priză directă, să Priză zicem. directă, Așa. da. Și astăzi, ce observi tu astăzi, în zilele noastre? Ce să, nici nu știu ce să spun, pentru că se întâmplă așa de multe încât nu găsesc ceva bun ca să spun. Da? Nu găsesc ceva bun ca să Dacă vrei spun. să cauți, nu găsești.
Așa este adevărat, da, este adevărat. Da, da. Iar eu vreau să spun că cel care, solistul, interpretul, care nu știe să cânte o doină, care nu știe să cânte o romanță, care, eu nu știu, pentru mine nu-l găsesc un solist consacrat. Soliști complexi avem? Avem. Dă-mi 1, 2, 3, 7, 2, 8, 4, 5 pe care tu știi. Sunt tu mai mulți și decât să spun 1, 2, 3, deci da, sunt foarte sunt mulți. Da, da, sunt mulți, mulți și am ascultat și sunt foarte buni unii din ei, foarte buni sunt. Dar trebuie să muncească și nu trebuie să cânti 4, 5 cântece. Eu știu la ora actuală, dacă mă duc la o nuntă, eu știu peste 800 de melodii. Da? Da. Adică să 799 de melodii și exact, o melodie. Exact, și o melodie. Exact. Extraordinar. Da. Elena Lefescu, ia zi-mi tu mie, în neamul tău ăsta frumos, că ești, dai bine în cărți, dai bine în cărți, la 35 de ani ai tăi, dai bine în cărți. Da, vai. Chestia este, zi-mi tu mie, te urmează cineva cu cântecul popular în familie, în nu. Neam? Vreau să spun că am, băiatul este inginer, deci nu are nicio legătură cu asta, iar fata lucrează în domeniul medicinei, iar nu are legătură. Băiatul are, de la băiat, am doi nepoți gemeni, Ianisel și Albert, care fac 5 ani. Unul din ei este ceva? Foarte talentat, dar la sport. Da, îl trimit să cânte și tot ce joacă mingea. Da, da, da. Deci da. Nu este. Probabil că, eu știu, mai târziu sau poate din partea fetei, vreo naște vreun pui da, de cântăreț. Da, în locul tău, în locul tău, îi luam de mici. Băi, ia cântați voi așa, cum făcea mama. Nu e adevărat. Mine, nu? Dacă nu ai dar, dacă nu ai harul de la Dumnezeu, da, da. Să simți. Asta nu se învață ca pe poezie. Să simți. Da. Dacă să cazi ce... acolo cu urechea la aparat, cum cădeai tu când erai mică la Maria Lătărețu. Exact. Da. Deci eu când ascultam la niște galene. Da. Iar dacă vrei să știi, eu m-am controlat singură, ca să nu distonez, să nu falsez, cântam într-o fântână și mi-ascultam vocea. Ca să mă pot controla dacă într-adevăr când bine sau eclipsa. Nu. Ai intrat în fântână și cântai în fântână sau cântai deasupra fântânii și dădeai ecou înapoi? Fântâna era lângă mine și eu lângă fântână. Da. Da. Te rog frumos, cântă-mi și mie pe puișorul de la Novaci, așa cum îl cântă Elena Lefescu, te rog frumos. Puișorule, și mi-e dor de curata,
uișorule. Da, este și există Elena Lefescu Brazu aici la Firicel cu dor de cântec românesc, invitata mea special în această seară aici la Gheorghe Luca, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc, așa că nu mă dezic pentru dumneavoastră niciodată cu ce vă aduc eu în fața dumneavoastră, dar revenind la povestea noastră, la povestioara noastră cu tânăra generație, s-ar putea să avem un telefon, dar tânăra generație, ai instruit pe cineva, ai educat pe cineva în stilul ăsta de folclor, ai găsit vreun tânăr, vreo tânără care să-i dai cânte cu să-i spui, măi, cânt așa, fă așa, fă așa, în afară de Teodora. Da, este adevărat, să știi că am ajutat foarte mult soliști începători, le-am explicat, le-am spus cum să cânte, cum să se controleze și mi-au rămas sfatul și mulți mi-au mulțumit. Nu pot să spun nume pentru că am întâlnit la foarte multe filmări, da. Și să știi că mi-au rămas sfatul și chiar au fost foarte mulțumiți. Dar în sufletul tău ai fost satisfăcută pentru că acel solist a urmat sfatul și l-ai văzut așa. Bună seara, bună seara, sunteți cu noi aici. Deci a intrat domnul Gigi Luca în direct. Bună seara, bună seara. Sunt domnul Gică Panait, zboptitorul. Domnul Gică Panait, bună seara, bună seara, aici cu doamna Elena Lefescu Breazu pentru dumneavoastră, aici bună la Fricel cu dor. Ce faci, domnule Gică? V-am revăzut la televizor, zic, ia să dau și o dedicație și o următoarea melodie. Da. Să fie pentru soția mea. Se aude? Este, Nea Gigi, se aude. Și pentru întreaga familia Panait, da? Mulțumim Nea Gigi Panait, mulțumim Nea Gigi. Nea Gigi Panait este cel mai tare vopsitor din Constanța, cea mai mașină roșie, el mi-a făcut o mie și când mă zgârie, când mă tăvălesc cu mașina asta, o zgârie, o scarpin și Nea Gigi Panait o face cea mai mașină roșie, așa? Nea Gigi, mulțumim de telefon și toate melodiile pentru soția lui Matale, doamna Ileana. Da, și uite, are dreptate, Nea Gigi Panait, dreptate, iar luăm o mică publicitate la LTV, publicitate copii. Este și există, pentru că este și se află aici Elena Lefescu Breazu, care în acest spațiu de publicitate fu puțin tendențioasă cu mine, în sensul că zicea că eu terminai vorbele cu ea. Ele, Fiasco, uite, de acum ați ținut la vorbe de la mine până la tine, ca să vezi cine este eu cu tine aici, da? Te rog frumos, te întrebai de toate cele, dar o întrebare de perspicacitate. Zi-mi și mie, de auzit ai auzit, dar să-mi spui cum o găsești, ce găsești, cum o găsești, cum găsești tu coasa de drac și unde există ea? N-am așa ceva și n-am avut de-a face adică cu oameni. Adică stai, nu te da așa mare, ușor, cum n-ai așa? Tu n-ai coasă din asta? Nu. Nu? Eu am numai coaste sensibile. Sensibile? Da. De îngerași? Și n-am avut de-a face cu oameni de ăștia care spui tu cu coasta de asta, așa că mă retrag. De ce? Nu? Când nu, îi văd nu? Că îi cunosc după cum vorbesc. Și mă retrag și nu... Lefeasco, să spun eu ție de la mine până la tine, să știi că acea coastă de dracă există. De obicei ea se găsește prin pipăire și există numai la femei, da? Nu acolo, bărbații nu au. Noi ieșim din culpă. Se găsește la femei și se găsește și se descoperă numai prin pipăire, așa cu degetele din aproape în aproape. Și cel mai nou, zicea Leo Modruș, Leonard, de la micul care îl văzuși tu azi, a zis că pe internet, cu internetul o găsești imediat. Eu prin telefon le găsesc pe ăștia, pe astea care au coaste. Da, prin telefon le simt. Clar, da. Prin telefon deci, le simt. Stimații telespectatori, Elena Lefescu știe și cunoaște că a învățat. Ia să-mi spui tu mie acum, tu de la centrul nostru de cultură în jos, ce părere îți dai tu de toată coordonarea asta de activitate culturală și în speță folclorul românesc? În primul rând vreau să spun că eu sunt foarte îndrăgostită de
televiziunile, în special de aici, din Constanța, din Vodar, din atât și de postul de radio, unde este doamna Angela Culețu și o salut pe această și cale. Și eu salut doamna Angela Culețu. Pentru că este un om deosebit și totdeauna când e ziua unui interpret de muzică populară, dânsa sună. Da. Mă cunosc de foarte mult timp cu dânsa și Dan Voicu, dar nu știu de ce m-am îndrăgostit de această televiziune. Mă zui că ai niște băieți extraordinari de pricepuți. Să înțeleg că te îndrăgostiști de televiziune și de emisiunea Firicel cu Dor. Păi bineînțeles, când vorbesc, asta este în totalitate înțeles, de această emisiune. Și voi mai veni cu drag dacă voi fi invitat. Am înțeles, am înțeles. Sunteți oameni deosebiți. Am înțeles. Tu îmi spusești mie și te conspirași singură pentru că tu cânti și cântecul de petrecere. Da, eu cânt și cântecul de petrecere, cânt și romanță, cânt și cântece lăutărești, să spun așa, de lăutărești, da, cu adevărat. Da. Deci pot să mă scol la două noaptea, da, și pot să-ți cânt. E, uite, haida, ridicați paharul, să fie pentru doamna Ileana Panait, soția lui domnul Gigi Panait, care ne-a sunat în emisiune, și pentru Marincata, acolo la Vișeu de Sus, unde se petrece acolo și să bea în mahorincă din aia cu bulinuțe multe. Așa că, te rog frumos, cântă-ne, haida, ridicați paharul. Eu aș vrea să mergem și la fața locului, acolo unde spui tu. Da? Bine. Haida, că viața-i frumoasă, când e omul sănătos și la el acasă. Tinerețe, ține-mă, bătrânețe, lasă-mă, că vreau tânăr să trăiesc, toată viața să iubesc. Tinerețe, fără milă, bătrânețea mea haină, încercați să vă uniți, că n-o să vă prăpădiți. Și dor cântă toată lumea. Haida, să ciocnim paharul, să vedem ce o să ne cânte astăzi lăutarul. Tinerețe, nu pleca de la inimioara mea, că vreau tânăr să trăiesc, toată viața să iubesc. Tinerețe, fără mine, bătrânețea mea haină, încercați să vă uniți, că n-o să vă prăpădiți. Haida, cântă steliane, că noi jucăm după tine, că e sărbătoare. Haida, că viața e scurtă, când e omul fericit, el de toate uită. Tinerețe, ține-mă, bătrânețe, lasă-mă, că vreau tânăr să trăiesc, toată viața să iubesc. Tinerețe, fără milă, bătrânețe, tinerețe, fără milă, bătrânețea mea haină, încercați să vă uniți, că n-o să vă prăpădiți. Tinerețe, ține-mă, bătrânețe,
Da, a fost Elena Lefescu Breazu pentru dumneavoastră și cu acest cântec de petrecere care dă-te bine, sincer, Lefescu, dar te miști natural. Păi, cel care cântă bine trebuie să se și schimbe de colo până colo, știi? Da. Și să se miște și să facă joc de Te scenă. mișcași bine, Da? Da. natural. Bună seara, bună seara, sunteți cu El TV, Firicel cu dor de cântec românesc, cu Gheorghe Luca și Elena Lefescu Breazu. Bună seara! Bună seara, domnul Gigi Luca. Vă deranjează Vasilica Palfi. Se rud mâna, doamna Vasilica, se Mă rud mâna. cunoașteți? Am lucrat la Gigi împreună. Vasilica și mai cum? Palfi, Șoni. Palfi, nevastă fie lui Șoni. Ah, da, au trecut aici, doamna A Vasilica. trecut ani, au trecut, v-am văzut, sunt la Mangalia și v-am Da? văzut acum, zic, intru în direct ca dumneavoastră, să vă Da. salut, să vă zic multă sănătate, Vă place putere de invitata mea, lucru. vă place invitata mea, talentata mea, invitata mea? Da, îmi place, domnul Gigi, dar mai mult îmi place de dumneavoastră, pentru Aoleu, da? dumneavoastră am Aoleu, sunat. deja Știți începusem. că a petrecut la Da? soție, în eforie. Așa este, așa este. Știți, S-au na. dus anii tinereții, dar... Ei, acum Da. suntem bătrâni. Nici o bătrânețe, la noi nu se lipește bătrâneța, Da, nici la mine este ne-ar adevărat. lifească, noi Este nu avem treabă cu adevărat, așa domnul ceva. Gigi. Este Înseamnă că a lăsat adevărat. ceva urme. Tinerețea, doamna Vasilica, așa Da, este. așa este. Da. Aș dori o melodie cu dumneavoastră, Merge dacă acum, se după poate. ce fac, mai fac două, trei vorbe cu Elena Lefescu Breazu, Da? invitata Pentru mea din nașii această seară, mei. pentru doamna Vasilica, voi cânta ceva special. Bun, domnul Gigi. Bine, să luăm la Bun, mulțumire sănătate, telefon. numai bine, la revedere. Da, lumea ne iubește, lumea dă telefoane, dar uite că nu reușește să intre toți că cu tehnica asta e o Asta este, problemă. da, sigur că da, și e timpul așa de scurt încât. Da, ce spuneam eu ție că și cu Teodora Adinaurea, că timpul ne presează, timpul ne aleargă, timpul ne așa. Nu-mi spusești de la cultură în jos acolo dacă îți place cum e ținut folclorul românesc, când cu televiziunile ceva că așa și ministerul nostru de resort ocrotește folclorul, are grijă de el, se ocupă de noi, nu se ocupă, aici vroiam eu, aici dedicați-mi eu ție mingea. E o întrebare foarte grea și la care se vede că nu se mai ocupă nimeni de noi. Deci nu mai are cine, pentru că cei buni, și era atunci în Ministerul Culturii, știi foarte bine că era comisie formată din cel puțin 5 sau 6 sau 7 oameni. Omul potrivit la locul potrivit era. Era, Erau da, nu mai este specialiști. că nu mai are cine. Erau specialiști. Da, așa este. Hai să spun ceva. Auzi că mâine se face un jubileu de Brâulețu la care, spre surprinderea mea, am auzit niște invitații care eu n-am pretins pe mine Gheorghe Luca, deși stau în Dobrogea de cât am colaborat cu Brâulețu, n-aveam nevoie să mă invite pe mine, dar nici pe Sirma Granzulea, care e un reper în folclorul ăsta dobrogean și armânesc. N-a invitat-o și asta denotă ceva și a fost activă cu ansamblul Brâulețu Sirma Granzulea. Da, Deci, e... și am înțeles tangențial că acest spectacol e făcut de un om de afaceri. Dacă oamenii de afaceri se bagă în artă și în muzica populară, este o problemă care au de suferit noi. Dar, având în vedere că promisei că o să cânt și eu cânt Mândru Bobocel de Floare și Hai Mândru să ne iubim, două cântece frumoase, frumoase, care le cânt pentru dumneavoastră, stimații telespectatori, și pentru doamna Vasilica, bineînțeles, și pentru doamna Ileana Lunea Gigi Panait, și pentru tine, Marincato, și pentru toți privitorii mei de la această oră, Gheorghe Luca. Mândru bobocel de floare, măi mândruță, ți-aș semăna dor în cale. Măi mândruță, mândru bobocel de floare, măi mândruță, ți-aș semăna dor în cale. Ți-aș presăra micșunele, măi mândruță, să calci numai tu pe ele, măi mândruță.
mândruță, micșunele busuioc, măi mândruță. Măi mândruță, să ai în dragoste noroc. Într-o floare de bujori, măi mândruță, mi-ai sedit în suflet dori. Măi mândruță, într-o floare de bujori, măi mândruță, mi-ai sedit în suflet dori. Mi-ai sedit și dragoste, măi mândruță, mi-ai inducit zilele, măi mândruță, cu vorbe și cu iubire, măi mândruță. Măi mândruță, nu pot trăi fără tine. Mândru floarea mea cu dori, măi mândruță, rupe roa zorilor. Măi mândruță, mândru floarea mea cu dori, măi mândruță, rupe roa zorilor. Zorilor de dimineață, măi mândruță, tu dăduși dragostei viață, măi mândruță, dragostei dorului meu, măi mândruță. Măi mândruță, cam un voinic de flăcău, pui de om ce l-am dorit, măi mândruță, din dragoste și iubire, măi mândruță, l-am dorit și eu și tu, măi mândruță. Măi mândruță, să ne alinăm sufletul. Să nu știe nimeni averi de-o fi o vrea mai, să ne strice dragostea de-o fi o vrea. Că-i păcat de noi, măi, mândru de-amândoi, măi, și păcat mândru de tine, să nu te iubești cu mine. Dușmanii s-au vorbit verde mărgărit, măi, să ne prindă la iubit verde mărgărit. Să ne lege cot la cot verde de-un mărcot, măi, să ne prinde satul tot verde de-un mărcot. Dușmanii, dușmancele, ardeni sarcasele, să rămâie locul gol, cum am rămas eu cu dor, măi. Mândru de dragostea noastră,
lacre verde sau lastre, a florit un măr pe coaste, verde sau lastre. A florit și-a făcut mere verde, trei smicele, dragostea noastră nu pierde, verde trei smicele. Vino măi mândruță, hai pe potecuță, noi să ne iubim cu dori, în ciuda dușmanilor măi. Dușmanii dușmani cede, adevii s-ar casede, să rămâie locul gol, cum am rămas eu cu dori măi. Stimați telespectatori, am fost eu pentru dumneavoastră și lângă mine veni și Elena Lefescu. Elena Lefescu a făcut și o surpriză. Era să nu știam ce se întâmplă. Zic, mă, ce se întâmplă? Dar se întâmplă bine. Am venit de dragul vocii tale. Am înțeles. Sărut mâna, mulțumesc. Ca să știi. Mulțumesc. Foarte mult timp și știu, am înțeles, tu ai calități vocale foarte, foarte bune ca oltean. Ca oltean, așa, cum, știi cum îmi place mie să zic? Eu sunt oltean de meserie, așa zic eu. Oltean de meserie și cântător de profesie. Da, știi că e un proverb așa, sau așa am înțeles eu, că oltenii sunt și un pic iubăreți, deci să nimeni cântecul ăsta. Vai de capul nostru, că a avut data trecută un invitat și mi-o zic că el pe polemică de asta lăsai până la dragoste. Și la dragoste abia, dar a zis în sfârșit, a zis și ca mine, n-a fost numai ca el, era foarte așa și pădic. Dar a mers bine. Deci vorbim noi de toate cele Lefescu. Proiecte de viitor, ce ai tu? Să știi că de foarte mult zic și promit și n-am avut timp, vreau să mai fac să mai imprim câteva melodii populare la radio. La radio, da. Din cântece și din cântecele Mariele Tărețu, care sunt foarte, foarte grele unele din ele și nu sunt cântate, nu sunt preluate de foarte mulți soliști, dar pentru mine sunt cele mai ușoare. Și cu aprobarea, bineînțeles, a doamnei Ioanei Lătărețu și ceva din repertoriul meu, aș vrea să cânt și câteva, două, trei romanțe și câteva cântece de petrecere, dar mă presează timpul și, până la urmă, am să mă hotărăsc, cred că voi reuși deci, să... Deci, Elena Lefescu, eu știu că eu când vorbesc cu tine la telefon, ba ești cu o păsărică, ba ești la o plantuță acolo, ba ești la o umbră, ba uschi, eu știu că ești gospodină și, dar mai bagă-te prioritar și pe cântecul popular, pentru că trebuie. Să știi că de astea se ocupă soțul, deci în ceea ce privește asta se ocupă soțul. Dar să știi că am fost și foarte ocupată, am avut și spectacole, am fost plecată și în provincie și cu campania asta am fost și eu la câteva spectacole. Te-ai scos, așa? E bine. Am fost și am cântat de drag, de plăcere. E bineînțeles, și pe puțin și pe mult și degeaba. Corect, de drag și de plăcere am cântat. Da, mă, Elena Lefescu, haide tu, cântă-ne nou acum, geaba mai mă duc a... Geaba mă... Mai duc acasă. Așa? Această melodie o am imprimată și în radio și la Electrecord în anul 1977. Am mai preluat-o cineva, dar asta este melodie pe care mie mi-a dat-o Marin Ghiocel. Deci o am imprimată, mă repet, în 1977 și pot să dovedesc cu plăcile acelea care erau. De celuloid, da. Și în radio am imprimată. Da. De, în 1977, în 1977 este al treilea sau al patrulea album. Placă pe care am scos-o. Da, disc. Da, exact. Ultima a fost în 84. Hai cântă-ne geaba, mă duc acasă să vedem cine cânti acolo tu. Neicuță, geaba mă mai duc acasă. Of, neicuță, că mi-e inima arsă. O,
și plâng prin grădina. Of, of, lângă tufa de sulfina. Of, neicuță, și le spun și florilor mai. Of, neicuță, și le spun povestea lor. Of, of, mă scol și plâng prin livadă. Of, of, nimeni ia să nu mă vadă. Of, neicuță, mă scol și plâng prin zăvoi. Of, neicuță, unde ne-am iubit noi doi. Of, neicuță, mă scol și plâng prin zăvoi. Of, neicuță, unde ne-am iubit noi doi. Să urez și eu colegilor tăi și prietenilor noștri de aici, Ioana Mititiloae și Mariana Edulescu, multă, multă sănătate, pentru că sunt colegi de-ai noștri. Da? Da, mă, dacă zise Elena Lefescu, Ioana Mititeloae, te salut și eu, Ioana Mititeloae, și pe Mariana Edulescu. Sigur că da. Și Mariana Edulescu, și te rog frumos să Mititeloae, Ioana Mititeloae, ia legătura și cu mine așa puțin, că am și eu o problemă cu tine de vorbit vorbe cu tine, așa că vreau să vorbesc vorbe cu tine, Ioana Mititeloae, te salut și eu. Să uită, cred că, pentru că, dar, nu știu, hai să spun ceva, că îmi ridicași mingea la plasă, spune Elenu, că acum chiar mă sparg acum. Te rog. Nu știu dacă tu ai observat, la noi, la soliști ăștia, la cântători ăștia, există o chestie de sine însăși, așa cum se spune eu ție, ceea ce nu există la mine. De mândrie. De mândrie. Da, așa este. Dar eu mândria asta, stimaților colegi, haideți vă rog frumușel numărul 1, lăsați mândria, deveniți sociabili, deveniți comunicativi, comunicați. Comunicați pentru că dacă dumneavoastră la stadiul în care vă găsiți profitați de această mândrie, ce să mai zicem de ăștia tinerii care vin de jos și ce ia de la noi bun? Așa păi că nu știi motivul frumușel. Care este dacă ai fi cântat rău, ca să nu zic prost, te-ar fi căutat. Păi nu știu, păi da, așa este, corect, aia este treaba, da. Și la noi hai să spun ceva, nu știu, dar să spun o chestie, este ansamblul ăsta Brâulețu. Eu am cântat cu maestru Parnica. Maestru Parnica, vă salut cu toată stima și respectul. A fost un dirijor extra și este, dar e pensionar și dar vreau să spun că am cântat cu dânsul, am colaborat cu dânsul la Brâulețu, atâta exigență profesională ca la acest om n-am întâlnit, sincer. Am fost profesionist la Târgu Jiu, la Doina Gorjului, dar n-am întâlnit exigența domnului maestru Parnica. Eu îl apreciez foarte mult și pe Marcel Parnica, am fost plecat cu el în Italia. Bine, este un dirijor și un instrumentist, este. Așa că bănuiesc că sunt în același neam. Dar după ce maestru Parnica a ieșit la pensie, vreau să spun că Brâulețu n-a mai rămas Brâulețu. Nu s-a mai numit om potrivit la loc potrivit, pentru că asta se întâmplă la noi. Păi ăia buni stau pe margine și se uită și ăia care... Sunt, nu știu ce să spun, nu știu, dar e o problemă care și nu se ocupă nimeni de chestia asta. Adică ce vor să spună aici la noi, la Constanța, că Gheorghe Luca de 30 de ani nu-l cunosc, nu știe că există aici, de ce? Se feresc întotdeauna de oamenii buni, se feresc. Ți-am spus, deci se tu feresc. Cânti extraordinar de frumos și din cauza asta nu ești căutat. Eu practic am fost modest. Am fost modest, rămân cu modestia mea, îmi pare bine că sunt modest și știu ce pot, oricând. Sigur că da, și asta e chestia, așa da. Este. Așa că mai fă o dedicație, dragă, dacă ai cuiva, că lumea ne vede, lumea ne iubește. Păi, pentru toți cei care sunt români, pentru toți cei care sunt de neam moldovean, ardelean, oltean, telormânean, eu le doresc multă, multă sănătate, să iubească folclorul și datorită lor trăim și noi și cântăm cu mare plăcere pentru acest public. În străinătate n-ai pe nimeni pe undeva că ne vede am din Italia, din Spania. Am în Italia, am în Grecia, am în Germania. Da. Am foarte mulți unde am cântat și unde am fost plecată. Uh-huh. Și în Germania am spus pe Bandauer, în Italia pe Mario din
de la Craiova, care e oltean de-al vostru, uh-huh. și foarte, foarte mulți români, unde am cântat și am fost plecată cu foarte multe festivaluri. Uite, hai să spun și eu că am și eu în Spania o măriuță de la Slatina care se uită la noi. Bună seara, măriuță, acolo în Spania. În Italia este o floricică de la Târgoviște, este tocmai prin Sicilia. Mai este o Brădan Viorica tot prin Italia pe acolo. Și avem o colegă de cânte care voi avea eu la fericire. În Italia? De românesc. Nu, în Grecia o avem, pe Mariana Caueșteanu. Este o moldoveancă, foarte nativă moldoveanca este, adică are alee acolo, originalul ei de Moldova. Și să știi că mai este și una în Italia, Ioana Stan, care am văzut-o, am avut o emisiune cu ea la, mă rog, nu spun televiziunea, și mi-a plăcut foarte mult cum cântă. Am impresia că Ioana Stan este prietenă cu Mariana Edulescu, colega noastră de cântec. Mi se pare, așa este, adevărat. Însă eu am luat-o pe la o televiziune și am sunat. Da, și ne urmărește de acolo și apoi aici în țară se mai uită la noi Todeasca de la Alba, care Todeasca are un băiat gen Mădălina noastră, Modruș, da, care cântă foarte, foarte frumos, Ionuț Todescu. Promite mult, are o voce plină de bărbat și când le prinde la vară pe aici, cred că l-aduc și pe el în emisiunea. Dobrogean, parcă este și Sava, nu? Da, Aurel Sava, da, fost. Da, Aurel Sava, da, Aurel Sava, Granzulea, care îmi place foarte mult cum cântă, deci da. Foarte mult îmi place. Deci, stimații telespectatori și privitori și iubitori de frumos și cântec popular, a fost pentru noi în această seară Elena Lefescu Breazu. Ilenuțu, draga mea, te simțiți bine la mine în emisiune? Foarte bine m-am simțit, foarte bine m-am simțit. Chiar toată ziua m-am simțit foarte bine și așa că... Eu vreau să-ți mulțumesc ție că ai acceptat invitația, vreau să-ți mulțumesc ție că n-ai venit cu mâna goală și ai venit și cu Teodora și nimic nu e întâmplător și îți mulțumesc pentru chestia asta. Și te mai așteptăm și altă dată și mereu și continuu, dar având în vedere că timpul este dușmanul numărul 1, eu îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit la noi în emisiune. Și eu mulțumesc foarte mult și am venit cu mare plăcere. Și vreau să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă zic eu la revedere, un car mare cu mere și unul cu pere. Ăla cu mere vi-l dau dumneavoastră, la cu pere îl opresc eu, că îi dau și lui Lefească, dau și la copiii ăștia, îi dau și lui domnul Nelu, îi dau și lui Teodora. Deci perle le dau foarte repede. Și nu uitați să ne vedeți mâine în reluare la orele 16 și 60 de minute, adică 17. Ne veți vedea în reluare și sâmbătă ne întâlnim la Firicel cu Dor de Cântec Românesc, aici la LTV Litoral, adică LTV Năvodar, LTV România. La revedere și o noapte bună și liniștită și un weekend plăcut, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular. La revedere!